Autoritățile ruse au dat publicității primele imagini cu liderul teroriștilor și alți trei bărbați care au comis masacrul de vineri din Moscova. În imaginile date de presa rusă, bărbații aveau vânătăi mari pe fețe și pe mâini, semne ale modului în care polițiștii s-au comportat cu ei. Cei patru presupuși atacatori din spatele atentatului din Moscova, soldat cu 137 de morți, au fost plasați în arest preventiv pentru următoarele două săptămâni de un tribunal din capitala Rusiei. Kremlinul a anunțat arestarea 11 persoane, inclusiv a celor patru atacatori. Instanța a difuzat imagini în care trei suspecți sunt aduși în sala de judecată, încătușați și păziți de către polițiști, apoi așezați în cușca de sticlă rezervată acuzaților. Primul care a ajuns pe mâna autorităților a fost chiar presupusul lider al teroriștilor. Cei patru suspecți au fost prinși și duși direct la tribunal pentru a li se confirma arestarea. În imaginile difuzate de presa rusă, unul dintre suspecți a fost condus legat la ochi în sala de judecată și, ulterior, banda de pe ochi a fost îndepărtată și se putea observa că bărbatul avea semne de violență. Ochiul drept era vânăt și umflat și avea mai multe urme de lovituri la nivelul feței. Vizibil amețit, bărbatul n-a scos niciun cuvânt. Alți doi bărbați suspectați de comiterea sângerosului atac de la sala de concerte Crocus City Hall din apropiere de Moscova și reținuți între timp, au fost aduși și ei la un tribunal rus pentru a fi acuzați oficial de terorism într-o stare asemănătoare cu liderul lor. Cei patru agresori au fost aduși de la Briansk la Moscova. În imagini se poate observa că atât în jurul tribunalului, cât mai ales în interior, exista o prezență intensă a poliției. De asemenea, imaginile difuzate arată cum agenții ruși care poartă haine de camuflaj și cagule îi apucă și îi împing în clădire pe cel puțin trei dintre bărbați care apar legați la ochi. Comitetul rus de investigații suspectează pe aceștia că au deschis focul asupra mulțimii de spectatori de la concertul desfășurat în vastul complex Crocus de lângă capitală și că i-au ucis pe cei 137 de oameni. Conform informațiilor furnizate de tribunal, doi dintre acuzați au pledat vinovați. Unul dintre ei, originar din Tajikistan, și-a recunoscut pe deplin vinovăția. Potrivit agenției RIA, suspecții ar putea fi condamnați la închisoare pe viață. În Rusia, execuțiile cu moartea sunt legale, dar nu s-au mai aplicat din 1996.